A mai rămas puțin timp până când CET Hidrocarburi din Arad va furniza din nou agentul termic abonaților. Cum în zilele următoare, meteorologii anunță temperaturi sub 10 grade Celsius în timpul nopții. Conducerea CET Hidrocarburi spune că e pregătită să distribuie agentul termic spre consumatori. Începerea furnizării energiei termice se va realiza în momentul în care, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18 și 6, se va înregistra valori medii ale temperaturii aerului exterior mai mici de 10 grade. CET Hidrocarburi este pregătit pentru începerea furnizării agentului termic pentru încălzire. Chiar dacă din 1 octombrie există posibilitatea ca arădenii să aibă calorifere calde în apartamente, nu toți își vor deschide contoarele. Normal, ar trebui să se ține cont de temperaturile de afară. Când credeți că dumneavoastră o să dați drumul la căldură? Păi în momentul în care se face frig, atunci dăm drumul la căldură. Depinde cât e dimineață temperatura. Când credeți să dați? Păi, în mod normal, după câte cunosc eu, dacă 3 zile consecutiv e sub 10 grade, se dă drumul la căldură. Și dumneavoastră veți da drumul sau... Vă rog? Dacă va fi frig, dați drumul la căldură sau mai așteptați? Normal. Poate să fie frig și în iulie și tot dau drumul la căldură dacă e frig. Când e frig, îți bătrână de acum înainte și când mi-e frig, îi dau drumul. Până atunci crezi? Nu-s bani. Pensia e mică. Ați luat deja lemne sau pe ce faceți? Am luat cum am putut, pe jumate. După finalizarea ultimelor reparații la magistrale, săptămâna viitoare vor demara probele de presiune, urmând ca apoi să poată fi distribuit agentul termic.